Vă invit, preoților, să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 24, și să urmărim citirea și să ascultăm cuvântul Domnului, începând cu versetul 45 la 49. Pagina biblică este 1024. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul. Ca dintotdeauna suntem conștienți că suntem casa Domnului, o casă de rugăciune, și una din îndatoririle noastre este să-i dăm toată cinstea Domnului și numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Totodată Scriptura ne învață și ne spune în Psalmul 2: dați cinste Fiului. Să ne ajute Domnul să-L cinstim și pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Și să ne ajute Domnul ca viața noastră care o trăim, să trăim prin faptele noastre, prin vorba noastră și gândirea noastră, să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L onorăm pe Dumnezeu, să-L respectăm pe Dumnezeu și aici și acasă. Și de aceea vă invit să facem liniște în sufletele noastre, cât și în casa de rugăciune a Domnului, că e a Lui, nu e a noastră, și să privim în Scriptură la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și spune aici cuvântul Domnului în versetul 45 câteva lucruri, că Domnul Iisus Hristos după înviere a mai făcut o minune mare. Pe pământul acesta cât a trăit, Domnul Iisus Hristos a făcut multe minuni. A fost acela care la cuvântul Lui s-a potolit și marea. Tot la cuvântul Lui a înviat și morți. Tot la cuvântul Lui s-au înmulțit pâinile și peștii. Și tot la cuvântul Lui, dragii mei ascultători, s-au deschis ochii orbilor și au fost vindecați de proști. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Biblia îl declară că este ziditorul cerului și al pământului. Numele Lui să fie binecuvântat. El este Domnul oștirilor, Savaot. El este Regele regilor și Împăratul împăraților. Numele Lui să fie binecuvântat. El este acela care a zis: eu sunt Domnul care te vindecă și vindecă de mii de ani. Numele Lui să fie lăudat. El este acela care atât de mult a iubit lumea încât l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta ca să ne mântuiască pe noi. Și pe când era pe pământul acesta, noi găsim scris în Scriptură că El a murit și a înviat a treia zi după Scriptură. Și Domnul Iisus stătea de vorbă cu ucenicii, spune versetul acesta: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, face parte din minunile Domnului care le-a făcut pe pământ. Și îmi doresc ca și în seara aceasta Domnul să mai facă o minune. Să ne deschidă mintea la toți, să înțelegem cuvântul dătător de viață. Căci noi citind în cartea aceasta, de fapt, ajungem la cunoștința să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și voia Domnului. Spune cuvântul Domnului următoarele, apostolul Iacov scrie și el o epistolă și spune la capitolul 1, versetul 21, a doua parte a versetului: primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Cine ne poate mântui sufletul nostru? Cuvântul lui Dumnezeu. Cine este cuvântul acesta? Citim în cartea Domnului în Evanghelia după Ioan la capitolul 1 despre cuvânt, ca să știm cine ne poate mântui sufletele. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Deci acela care poate mântui sufletele noastre este cuvântul care a locuit printre noi plin de har și de adevăr, spune Scriptura, și El poartă un nume: Iisus Hristos, Domnul vieții. Aleluia. Numele Lui să fie binecuvântat. Îl cunoaștem în vremea aceasta ca și cuvânt al Domnului, ca și mântuitor al nostru, ca și răscumpărător al sufletelor noastre,
Și haideți să mai citim cum îl vom cunoaște în viitor. Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 19, încă un lucru și citesc versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Vă rog, fiți conștienți că și noi stăm în seara aceasta în fața Cuvântului lui Dumnezeu, care este scris de data aceasta aici, și Cuvântul Domnului nu este lipsit de putere. Ba dimpotrivă, Evanghelia aceasta din care citim noi este puterea lui Dumnezeu de mântuire a celui ce crede. Doamne, mărește necredința! Revenim la cuvântul care a fost citit din Cartea Domnului. Ne dorim ca Domnul să deschidă mintea fiecăruia și ca să ne deschidă mintea, noi trebuie să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum tinerii au fost atenți să parcurgă partitura cântării și să o cânte în ordine și să nu cânte pe sărite dezordonat, așa suntem și noi chemați acum să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului citit din Scriptură și să lăsăm cuvântul să pătrundă în inima noastră, să pătrundă în mintea noastră, să lucreze la conștiința noastră și după voia lui Dumnezeu, hai să înțelegem dragostea Lui. Mi-aduc aminte într-o împrejurare a omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, a ajuns să predice în cetatea Filip și spune în capitolul 16, faptele, versetul 13, astfel. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Pentru dumneavoastră citesc surorilor acest verset. Și fetele care sunt aici în spate. Era o grupare de femei care au ieșit pe malul unui râu. Apostolul Pavel merge acolo și spune cuvântul Domnului că a început să le vorbească acelor femei. Și ascultați ce se întâmplă. Una din ele, din multele acelea femei, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Și uitați ce se întâmplă la această femeie care se teme de Domnul. Mie îmi place să cred și îmi doresc să fie așa, ca toate surorile, toată partea feminină, începând cu domnișoarele până la doamnele sau surorile în vârstă, să fie femei temătoare de Dumnezeu. Amin. Spune aici una din ele, era femeie temătoare de Dumnezeu, Lidia, și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel și îmi doresc ca Domnul să vă deschidă inima. Amin. Dacă le lăsam pe ele, eram mai convinși că vor lucrul acesta. Dar vor ajuta soții, Domnul să vă binecuvânteze. Dar observați, vă rog, pentru o femeie temătoare de Dumnezeu, vine Apostolul Pavel acolo să vestească Evanghelia, Domnul îi deschide inima și nu se limitează numai la atât. Spune cuvântul versetul 15. După ce a fost botezată și ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a silit să intrăm la ea în casă, sau dacă mă strocotiți credincioasă, intrați și rămâneți în casa mea. Cuvântul Domnului a lucrat la inima acestei femei temătoare de Dumnezeu. Cuvântul Domnului a lucrat la inima acestei femei temătoare, i-a deschis mintea și nu numai atât. Ea a primit cuvântul și a încheiat un legământ cu Domnul prin botezul în apă, lăudat să fie Domnul. Și doresc ca Domnul să deschidă mintea surorilor. Amin. Hai surorilor să ne uităm acum spre frați. În Cartea Domnului, Faptele Apostolilor, tot aici rămânem, la capitolul 10, găsim că în Cezarea era un om deosebit și spune Scriptura astfel, versul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Vă rog, rețineți, și Lidia a fost temătoare de Dumnezeu. De data aceasta avem un exemplu de parte bărbătească. Un om temător de Dumnezeu. Știți că pe când el se ruga s-a coborât un înger la el, i-a spus, trimite pe cineva acolo, să vină cel de acolo, să vină în casa ta. Și când ajunge Petru în casa lui Corneliu, face următoarea afirmație, versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El, adică de Domnul. Fraților,
Hai să fim temători și noi de Dumnezeu. O să ne iei surorile înainte. De aceea împreună cu surorile, haideți să ne temem de Domnul, că Domnul ne primește și pe noi. Amin. Și mai mult decât atâta, pe când apostolul Pavel propovăduia Evanghelia, spune cuvântul Domnului că a fost întrerupt din predica lui și versetul 44 spune astfel: pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul și zicem: Doamne, revarsă și peste noi. Amin. Și peste bărbați și peste surori, că el era cu casa lui adunat acolo, cu toți ai lui. Era și nevastă sa, dacă o fi avut și fete, o fi fost și fetele cu el, și doresc ca Domnul să reverse Duhul Sfânt și să-l lase să lucreze. Amin. Dar nu numai atât. Spune cuvântul Domnului astfel în versetul 47. Petru atunci a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și observați că oamenilor temători de Dumnezeu, fie bărbați, fie femei, Dumnezeu le prelucrează în conștiință, în inimă, în memorie, îi modelează, îi aduce să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile, îi aduce în starea în care să încheie un legământ de viață cu pace și cu Dumnezeu și pe deasupra mai pune și pecetea bună a Duhului. Slăvit să fie Domnul! Și îmi doresc să mai facă Domnul și la Cremș. Doamne, lucrează în privința aceasta. Având în vedere lucrurile acestea și în gândul nostru zicem: Doamne, lucrează și aici, citim că în cuvântul Domnului, Domnul Iisus a spus următoarele cuvinte, versetul 47. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând de la Ierusalim. Când le-a deschis Domnul Iisus Hristos mintea ucenicilor să înțeleagă scopul jertfei sale, că după Scriptura a murit, că după Scriptura a înviat, El le mai spune: de la Ierusalim încolo trebuie să se propovăduiască, vă rog, rețineți, neamurilor, din care și noi facem parte. Ce să ni se propovăduiască și în seara aceasta? Primul lucru, să ni se propovăduiască în numele Domnului Iisus Hristos pocăința. A doilea lucru care să se propovăduiască în numele Domnului Iisus Hristos, să se propovăduiască iertarea de păcate. E și tocmai asupra acestor lucruri, hai să ne oprim câteva minute, să vedem ce spune cuvântul Domnului. Dacă este să se întâlnească doi muzicieni, că am văzut că aveți mai mulți tineri muzicieni aici, o să vorbească de gamele lor muzicale, o să vorbească de ritmurile lor, o să vorbească de note și partituri, că-ți muzicieni și asta e domeniul lor. Dacă se întâlnesc doi constructori, vorbesc de construcții, de betoane și fierbetoane. Dar dacă se întâlnesc doi pocăiți, o să vorbească despre pocăință. De aceea și noi în seara aceasta suntem la adunare de pocăiți și vorbim despre pocăință, că vrem să trăim pocăința. Doamne ajută! Ei, dacă așa stau lucrurile, permiteți-mi să vă spun, stimați ascultători și prieteni ai casei Domnului, totdeauna la pocăiți eu m-am simțit bine, știți de ce? Printre multe alte aspecte și în prezența Domnului, la pocăiți n-am trăit cu frica că vine cineva să-mi bage mâna în buzunar la portofel, la haină, să-mi ia din sacou portofelul. N-am trăit cu emoțiile că o să mă învețe prostii pe mine sau pe copiii mei, ci am fost convins că la pocăiți se propovăduiește Iisus Hristos cel răstignit. Amin. A doilea punct, apostolul Pavel spune așa: nu doresc să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și am venit și vin la casa Domnului cu bucurie că aici nu promovăm o persoană dintre noi, ci pe Dumnezeu, numele Lui să fie lăudat. Amin. Și dacă ne adunăm împreună, vorbim despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, despre bunătatea Lui, care încă nu s-a sfârșit față de noi, binecuvântat să fie numele. Amin. Dacă ar fi să vorbim și în seara aceasta câte ceva despre Dumnezeu, haideți să citim ce spune cuvântul Domnului în Exodul, capitolul 23. Acolo spune cuvântul Domnului câteva lucruri care mă gândesc că dumneavoastră deja le știți. Scuzați, Exodul 34, versetul 6 spune așa: Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Și mulțumim că și-a arătat dragostea și față de neamul nostru. Amin. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.
Și torcându-ne la cuvântul Domnului, care îl rostea Domnul Iisus Hristos cu ucenicii pe când era împreună, ne oprim asupra acestui cuvânt pocăință, care de multe ori pentru unii le rușine, nu merg la pocăiți. Dar știți ceva? Pocăiții sunt acei oameni și trebuie să fie acei oameni care să trăiască o viață sfântă. Mie nu mi-e rușine să merg lângă un om care nu minte. Mie nu mi-e rușine să merg cu o familie care știu că nu-mi face rău familiei mele și nici nu atentează la familia mea, la soția mea sau la copiii mei. Ba din potrivă, am garanție că merg cu niște oameni serioși care nu îmi vor afecta familia cu niciun tip. De aceea nu vă fie rușine să purtați numele de pocăit și nu vă fie rușine să fiți în prezența pocăiților, ci împreună să formăm un popor sfânt pentru Domnul. Amin. Când vorbim despre pocăință, de fapt înțelegem prin pocăință următoarele lucruri. Că pocăința, în primul rând, ne-a fost transmisă de oamenii lui Dumnezeu. Știți ce spunea Ioan Botezătorul cu ce începe Noul Testament? Ioan capitolul 3, versetul 2, Ioan spunea așa. Matei capitolul 3, versetul 2, Ioan Botezătorul spunea așa. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A venit Domnul Iisus Hristos, Matei 4 cu 17, ce spunea? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie că împărăția cerurilor este aproape. Observați dumneavoastră, trimisul lui Dumnezeu Ioan ne transmite mesajul acesta de pocăință. Oare vrem să ascultăm de el? Amin. Și după ce a propovăduit Ioan, a trimis Dumnezeu pe unicul său fiu. Și ce ne-a spus unicul său fiu? Fiu de Dumnezeu. A zis, pocăiți-vă. Deci porunca aceasta a pocăinței nu e ideea mea. Nu este ideea fraților de aici. Nu este invenția oamenilor, ci vine din cer de la Dumnezeu. Amin. Amin. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Și când vorbim de pocăință, de fapt, știți ce mai spune omul lui Dumnezeu, Petru? De ce e importantă pocăința? Citim în cuvântul Domnului la capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. De ce atâta pocăință și pocăiți vorbesc numai de pocăință? Pentru ca să vi se șteargă păcatele, Doamne, ai milă de noi. Amin. Un prim pas pentru a avea parte de harul iertării de păcate este pocăința. Și merg înaintea Domnului și a slujitorului, îmi mărturisesc starea mea păcătoasă și faptele păcătoase, care le-am făcut în ascuns, cu rușine, care macină conștiința, care nu mă lasă să dorm, și vin și le mărturisesc. Mă las de ele și nu le mai fac și astea sunt primii pași pe calea pocăinței, să ne ajute Domnul aceasta. Amin. Trecem repede peste termenul acesta de pocăință. Că dacă ar fi să întrebăm pe cineva despre pocăință și ce e aceea pocăință, să ne învețe pocăința, repede ne-ar spune. Pocăiții nu fac cu tare lucru, pocăiții nu fac cu tare, pocăiții nu fac cu tare și ne-ar spune. Ne-ar spune că mi-aduc aminte într-o împrejurare, într-un grup de tineri, era și un tânăr de al nostru și acolo se jucau cărți. Și unul dintre ei a zis, pocăiții nu joacă cărți. Altul a zis, pocăiții nu se uită la filme, tu n-ai ce căuta la noi. Repede suntem învățați ce înseamnă pocăința, să ne ajute Domnul să o trăim. Amin. Dar aș dori să privim puțin asupra următorului cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit și spune aici că după ce le-a deschis mintea, el a spus că numele lui să se propovăduiască iertarea de păcate. V-ați gândit dumneavoastră, aveți păcatele iertate? Amin. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta nu ca să avem noi luna decembrie, luna cadourilor. Domnul Iisus a venit pe pământul acesta nu să avem noi un Crăciun și să cântăm colinde. Nu-i rău că se cântă spre slava Domnului. Domnul Iisus n-a venit pe pământul acesta să avem noi un meniu bogat 3 zile, 24, 25 și 26, să mâncăm bine, să bem bine și să ne veselim că este ziua nașterii Domnului Iisus. Nu de aceasta a venit Domnul Iisus pe pământul acesta. Citim în cartea Domnului de ce a venit Domnul Iisus. Și haideți să privim cu seriozitate, căci aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu este foarte serios în ceea ce a spus și ceea ce face și ceea ce spune. Aleluia. El este da în toate făgăduințele sale. Amin.
De aceea și aminul care îl spunem noi, îl spunem spre slava Domnului, căci cuvântul lui e plin de putere și azi glorie lui. Amin. Și citim în cuvântul Domnului de ce Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus pe pământul acesta. Citesc în Evanghelia după Matei la capitolul 21, se prezintă un înger la Iosif, logodnicul Mariei, și spune astfel: ea va naște un fiu, despre Maria, și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nașterea Domnului n-a fost să mâncăm noi purcelușul cu un varză murată sau cu murături, ci el a venit cu un scop bine precis: să ne mântuiască de păcate, să ne elibereze, să ne ierte de păcate, să ne salveze de la moartea veșnică. Slăviți să fie Domnul! Haideți dar să ne punem crederea în Domnul Iisus. Vine mai puțin sărbătorile acestea care oamenii le sărbătoresc, săptămâna patimilor, Paștele, așa zis, acele ouă roșii, acei iepurași, de aceea a murit Domnul Iisus. Păi hai să vedem ce spune Scriptura. Spune cuvântul Domnului și aș dori să citesc la 1 Corinteni, la capitolul 15, spune cuvântul Domnului următoarele, versetul 3. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Amin! Deci iată că se naște pentru păcatele noastre ca să fim iertați și moare pentru păcatele noastre ca să avem o jertfă de ispășire. Și mai departe, după câteva zile de Paște, repede vine ziua Învierii și ziua aceea Învierii are și ea o semnificație și citim în Fapte capitolul 13 și despre lucrul acesta, versetul 37 și 38. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu, pe cine l-a înviat Dumnezeu? Pe Domnul Iisus. N-a văzut putrezirea. Să știți dar, fraților, că în El, în acela înviat, vi se vestește iertarea păcatelor, slăvit să fie Domnul! Iată că prezența Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta n-a fost că să avem noi sărbători, să mâncăm bine și să ne distrăm bine, ci El a venit cu un scop bine definit, să ne salveze, să ne ierte, să ne mântuiască de păcate, mărit să fie Domnul! De aceea, haideți să-L căutăm pe Domnul care iartă păcatele! Haideți să-L căutăm pe Domnul care ne-a adus mântuire de păcatele noastre. Și doar scurt așa privim în Evanghelia după Marcu la capitolul 2, pe Domnul Iisus Hristos când era pe pământ în acțiunile sale, spune Scriptura următoarele. A fost adus un slăbănog înaintea Domnului de 4 persoane, el au coborât prin acoperișul casei în fața lui și spune versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate! Binecuvântat să fie Domnul! Cine iartă păcatele? Oamenii și-au pus și atunci întrebarea aceasta. Vă rog, rețineți! Păcatele le iartă numai Dumnezeu. Sau Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, care este și El, Dumnezeu. Adevărat, din Dumnezeu adevărat. Citeți mai departe. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Ei erau conștienți că păcatele le iartă Dumnezeu. Și iată-L pe Domnul Iisus în mijlocul lor, venit să ierte păcatele. Și totuși nu credeau în El. Totuși puneau la îndoială persoana Domnului. Dragii mei ascultători, credeți în Dumnezeu. Amin. Credeți în Domnul Iisus Hristos. Amin. Credeți că El iartă păcatele și astăzi. Amin. Să venim dar la El cu încredere, să-și arate bunătatea față de noi, cum și-a arătat și față de acest caz. Într-o altă împrejurare, trec repede fără să mai citim cuvânt cu cuvânt, Ioan capitolul 8, o femeie a fost prinsă într-o stare păcătoasă de prea curvie. A fost adusă înaintea Domnului Iisus Hristos și spune cuvântul Domnului că i-au zis: după lege, femeia aceasta trebuie să moară. Să fie omorâtă cu pietre. Tu dar, ce zici? În momentele acelea, Domnul a spus următoarele cuvinte: cine este fără de păcat, să ia cel din tâi piatra și să lovească. Și spune Scriptura că de la cel mai bătrân până la ultimul, toți au plecat, au ieșit afară din prezența Domnului. Și ar fi cea mai mare tragedie, dragul meu ascultător, să pleci în seara aceasta din prezența Domnului și să pleci tot cu păcatele tale.
Oamenii aceia au fost conștienți că sunt păcătoși și n-au putut să iei piatra să lovească, pentru că își cunoșteau păcatele. Dar n-au zis, Doamne, iartă-ne, ci au plecat acasă cu păcatul lor. Este cea mai mare tragedie pentru un om să găsești iertare de păcate și să te duci acasă tot cu ele în spate. Este cea mai mare tragedie să spună medicul, uite, la boala ta incurabilă trebuie să spui doar atât, sunt un păcătos. Și te duci acasă vindecat de boala ta incurabilă. Și tu să taci și să te duci acasă cu boala ta incurabilă și să mori în câteva zile. E cea mai mare tragedie. Dar femeia aceasta păcătoasă, cu rușinea că toată localitatea o cunoștea acum, că toți știau acum ce a făcut ea, că a fost prinsă asupra faptului, stă cu rușinea ei nu în fața oamenilor, ci în fața lui Dumnezeu. Și Domnul se dreaptă spre ea și o întreabă, femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? La care ea răspunde următoarele cuvinte, nimeni, Doamne. Vă rog, rețineți, nu vă osândiți unii pe alții, nu vă arătați cu degetul unii pe alții, nu ridicați piatra unii împotriva altora, ci hai să stăm înaintea Domnului. Nu-i dreptul nostru să osândim, să condamnăm. Și Domnul în bunătatea Lui, ca să se cunoască dragostea Lui de Dumnezeu, a spus următoarele cuvinte, nici eu nu te osândesc. Vă rog, rețineți, Domnul Iisus nu i-a spus, ești o femeie imorală, ești pleava societății, n-a ocărât-o, n-a jignit-o, i-a spus, nici eu nu te condamn la moarte. Dacă legea spune să iei piatra să te omor, eu nu te condamn, eu nu te osândesc, că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământul acesta să ierte păcatele, binecuvântat să fie numele. A venit să iei păcatele noastre, a venit să iei osânda noastră, a venit să iei condamnarea noastră, să o poarte El în trupul Său pe cruce și în loc să murim noi, să fim noi condamnați, mi-a dăruit prin credința în El viață veșnică, binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta este dragoste de Dumnezeu. Noi oamenii nu putem să facem aceasta, dar Dumnezeu a făcut-o și o face și astăzi numele Lui să fie binecuvântat. El nu vrea să ne osândească. El nu vrea să pierim în păcatele noastre. El nu vrea să ajungem în iazul de foc odată cu păcatele noastre. A murit pe cruce ca noi prin credința în jertfa Lui să fim iertați de păcate, că El le-a țintuit pe lemnul crucii, a suferit El blestemul în locul nostru, ca noi astăzi să găsim la picioarele Lui iertare de orice păcat, slăvit să fie Domnul. Amin. Și femeia aceea, după ce i-a spus cuvintele acestea, nici eu nu te osândesc, i-a spus următoarele cuvinte, du-te, merge acasă. Vezi-ți de problemele sociale în care ești și societatea în care trăiești. Dar să țineți minte și dumneavoastră aici la Crem. Domnul spunea, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Doamne ajută! Amin. E, Domnul în bunătatea Lui cea mare a venit să ierte păcatele. Dar așa plin de milă și de dragoste El ne mai spune ceva. Să nu mai păcătuiești. Doamne ajută! Amin. E bine, dar dragii mei, într-o vreme ca aceasta, să ne apropiem de Domnul, să căutăm iertare de păcate, dar să nu mai păcătuim de azi încolo. Amin. Dumnezeu să ne dea această tărie. Amin. Păcatul omului lovește împotriva lui Dumnezeu. Tocmai de aceea avem nevoie de iertare de la Dumnezeu. Atunci când un om păcătuiește, păcatul este împotriva lui Dumnezeu și aduceți-vă aminte că Isaia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și nu-i mai vedem fața, că noi suntem de vină, nu El de vină. Și ca să se surpe zidul acesta de mijloc dintre noi și Dumnezeu, a venit Domnul Iisus Hristos să ieie zidul acesta, păcatele acestea, ca să ni se deschide și nouă o cale, o ușă spre împărăția cerurilor. Și El spunea, eu sunt calea, adevărul și viața, slăvit să fie Domnul. Dar să intrăm pe această cale. Să nu ne mai stea în cale păcatul, ci să vedem în fața noastră totdeauna
dragostea lui Dumnezeu față de noi, iubire dumnezeiască care a venit să ierte păcatele. Și dacă am păcătuit împotriva lui, avem un exemplu în Scriptură, în Psalmul 51, despre un om pe nume David care a săvârșit două păcate mari și grele, rușinoase. Nu ne permitem noi să le mai aducem aminte acum. Cei ce au citit Scriptura cunosc ce păcate a făcut David. Dar spune el în Psalmul 51, versetul 4, când se roagă Domnului astfel: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Vă rog, rețineți! Păcatul săvârșit este un păcat care este împotriva lui Dumnezeu. Că păcatul însăși este împotriva lui Dumnezeu. Și plata păcatului e moartea. Doamne, salvează-ne! Că tocmai de aceasta se vestește și neamurilor iertarea de păcate. Ca El să ne salveze, să fim conștienți, să ne deschidă mintea, să înțelegem. Păcatul este acțiune împotriva lui Dumnezeu. Dar a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta să ia păcatul și să ne salveze de moarte, să ne salveze de pedeapsa păcatului. Numele Domnului să fie lăudat. Amin. Și cum se realizează lucrul acesta? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Omului Dumnezeu Ioan spune în 1-a epistola lui Ioan, la capitolul 1, următoarele cuvinte, cunoscute de dumneavoastră. Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dar cine ne curăță? Domnul Iisus. Spune aici cuvântul Domnului, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Cine iartă păcatele? Unul singur. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. E Dumnezeu. Citim în cartea prorocului Isaia următoarele cuvinte. Haide să vedem ce spune Scripturile. În capitolul 43, versetul 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Cine este acesta? Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, ziditorul, numele Lui să fie binecuvântat. El iartă păcatele. Haideți dar înaintea Lui să ne mărturisim păcatele, că El este drept și credincios să ne ierte, dar are o cerință, de astăzi seară încolo, să nu mai păcătuim. Citim Isaia 44. Spune cuvântul Domnului, versetul 22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Dar țineți minte ce vrea Domnul. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Binecuvântat să fie Domnul. Cine ne-a răscumpărat? Unul singur. Domnul Iisus Hristos, dându-și viața pentru noi. Acesta a fost momentul de răscumpărare. De atunci, de acum aproape 2000 de ani până astăzi, acesta e prețul prin care Dumnezeu a găsit cu cale să ne răscumpere din starea păcătoasă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Hai dar să alergăm la El. Amin. Hai să ne întoarcem la El. Căci El este acela care spunea când era pe pământul acesta: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dragii mei, suntem obosiți, ne punem pe pat și dormim și ne trezim din nou înviorați. Dar pentru suflet nu găsim odihna prin somn. Că se culcă oamenii și nici în somn n-au stare, se trezesc, au halucinații, nu pot să doarmă, că îi macină conștiința, îi macină păcatele, îi macină faptele rele și n-au odihnă. Dar Domnul tocmai pentru astfel de oameni a spus: veniți la mine voi trudiți de păcatele voastre, chinuiți, frământați de păcatele noastre, veniți la mine să vă dau odihnă, căci odihna o dă doar unul singur, Dumnezeu. Iertarea o dă doar unul singur, Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Găsim scris în cuvântul Domnului într-un psalm, psalmul 32, despre acest om David. Ce spune el, ce mărturisește pe când el era trudit și împovărat de păcate? Spune Scripturile următoarele, în versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de sârcita verii. Așa chinuie păcatul pe om. Conștiința-l macină. Păcatul roade ca o cangrenă.
și duce pe om la moarte veșnică, despărțire de Dumnezeu pe totdeauna. Tocmai de aceea a venit Domnul Iisus, să dea la o parte păcatul, să fim în unitate cu Tatăl, prin Evanghelie și Duhul Sfânt, Doamne, fă-ne parte de harul acesta. Și omul acesta, văzându-se în starea chinuită în care era, spune în versetul următor, versetul 5, astfel: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și a început David să-și mărturisească fără de legile, iar cel ce este credincios și drept a iertat vina păcatului. Iar cel ce curățește, Dumnezeu a iertat vina păcatului. Și spune David după aceea, și tu ai iertat vina păcatului meu, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, stimați ascultători, haideți să alergăm la Domnul care iartă păcate. Dar totodată, țineți minte, să nu mai păcătuim. După ce David a fost iertat, strigă el plin de bucurie: ferice de cel cu fără de legea iertată! Ferice de cel cu păcatul acoperit! De ce? Pentru că conștiința lui nu mai este apăsată, povara păcatului nu-i mai apasă, rușinea păcatului nu mai asupra lui, că Scriptura spune, cum este departe răsăritul de apus, așa de departe depărtează Dumnezeu fără de legile noastre de la noi. Mărit să fie Domnul! Că avem un Dumnezeu plin de bunătate, care ne vrea cu o inimă curată. Amin. Să-L slujim pe El. Doamne ajută! Amin. Vedeți dumneavoastră, după ce Domnul a rostit cuvintele acestea, spune cuvântul Domnului, după ce le-a deschis mintea să înțeleagă pocăința și să înțeleagă iertarea păcatelor, spune aici cuvântul Domnului următoarele, în versetul 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Face o făgăduință. Pe om nu-l lasă cu casa goală. Păcatele mărturisite înseamnă a goli interiorul nostru, a scoate afară din viața noastră tot ce este murdar. Domnul ne spune să nu mai facem păcatul și atunci rămânem cu o cap, cu inima goală, cu conștiința goală, curată, dar goală. Dar El spune astfel: și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Nu ne lasă goi, nu ne lasă săraci, nu ne lasă doar așa să fim eliberați de păcat și acum gata. Aduceți-vă aminte de predica lui Ioan Botezătorul. Ce spunea Ioan Botezătorul? Chema pe oameni la pocăință, oamenii își mărturiseau păcatele, intrau în apa botezului și încheiau un legământ. După aceea ce spune Ioan Botezătorul? Păi numai să citim în Evanghelia după Marcu, ultima predica lui Ioan Botezătorul. Spune el aici în cuvântul Domnului la capitolul 1, versetul 8, citim direct versetul 8. Eu da, v-am botezat cu apă, dar El, Domnul, vă va boteza cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul! El este acela care lucrează la iertarea păcatelor noastre, El este acela care depărtează fără de legile de la noi, ne cere să nu le mai facem, dar în inima noastră El trimite ceva! Nu ne va lăsa orfani! Aleluia. Va trimite pe Duhul Său cel Sfânt, mărit să fie Domnul! Aleluia. Așa își încheie Ioan predica! Dar știți cum își încheie predica Domnul Iisus? Hai să vedem ultima predica Domnului. Prima predica Domnului Iisus a fost ca și a lui Ioan. Pocăiți-vă și mulțumim Domnului că am înțeles pasul acesta. Și cei care nu l-au înțeles, Domnul să lucreze, să înțeleagă. Amin. Ultima predica Domnului Iisus spune următoarele. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, citesc doar mai scurt că timpul se duce, spune astfel: și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer. Au fost ultimile cuvinte, ultima predică a Domnului Iisus. Și este foarte important să ținem cont de predica Domnului Iisus de la început, de învățătura Domnului și să nu neglijăm ultima predică a Domnului Iisus. Căci și aici în Evanghelia după Luca, Domnul spunea ucenicilor, și recitesc versetul 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, face parte din ultima predică, și făgăduința Tatălui este că El va trimite într-o inimă curată, într-un cuget curat,
Duhul Său cel Sfânt și zicem, Doamne, revarsă! Amin. O biserică, o persoană, chiar dacă are inima curată prin jertfa Domnului, este orfană până nu primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea dați-vă toate silințele să fiți plini de Duh. Amin. Foarte scurt, aș dori să țineți minte că rolul Duhului Sfânt în viața noastră este de a ne învăța, de a ne aduce aminte, de a ne călăuzi în tot adevărul. Dumnezeu să ne facă parte de harul acesta. Amin. Duhul Sfânt va mărturisi cuvântul Domnului și pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Dar vine Apostolul Petru, Pavel și spune la Efeseni să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Ei, frații mei dragi, e foarte important să ținem cont de Duhul Sfânt care este dăruit de Dumnezeu sufletelor noastre. Ne-a dăruit iertare de păcate, a încheiat cu noi un legământ, ne-a curățit de toate stările noastre, dar vrea să fim plini de Duhul Sfânt, de o viață nouă. Doar scurt, v-aș pune o întrebare. Spune Scriptura și Pavel vorbește la Tesaloniceni că va veni o zi care se va auzi glasul unui arhanghel, trâmbița lui Dumnezeu, și spune Scriptura că cei morți vor învia. Cine va învia pe cei morți? Zicem noi că Duhul Sfânt. Ascultați doar ce spune cuvântul Domnului la Romani, capitolul 8. Spune aici cuvântul Domnului, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. De ce? Din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Doamne, Duhul de Duhul Sfânt. Amin. Azi trăim plin de Duhul Sfânt, cu păcatele iertate. De va fi să coborâm în țărâna pământului, nu e o problemă. Noi știm că va veni un ceas a învierii și Dumnezeu ne va învia și pe noi din pricină că astăzi am umblat plin de Duhul Sfânt. Și apoi noi cei vii care vom fi în viață, spune Apostolul Pavel, vom fi luați împreună și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Cine ne va duce în văzduh? Păi aduceți-vă aminte ce spune Scriptura. În Faptele Apostolilor este scris aceea situație când Filip primește o poruncă, îndemn din partea Domnului printr-un înger, să alerge după un car, ajunge carul acela, să meargă în zona aceea, ajunge carul, predică Evanghelia și după care famenul acela spune, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi, de ce nu? Și spune cuvântul Domnului că s-au coborât în apă și după momentul acesta, în Faptele 8 cu versetul 39 spune astfel, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe fii. Pe noi cine ne va răpi? Cine l-a răpit și pe fii? De aceea, preiubiților, să căutăm într-o vreme ca aceasta să fim cu inimă curată, fără păcat. La doilea lucru, să căutăm să avem un legământ cu Dumnezeu și o haină albă. La treilea lucru, să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că atunci când va veni El, fie că suntem în țărâna Pământului, fie că vom fi în viață, să putem fi luați de Duhul Sfânt și duși la Marea Întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Fiți dar plini de Duh. Și nu uitați cuvintele Domnului, care în numele Lui se propovăduiește și pocăința. În numele Lui se propovăduiește iertarea de păcate. Și după această stare de har rânduită de Dumnezeu, El toarnă în inimile noastre Duhul Său cel Sfânt, prin care spune Scriptura, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Rămâneți temple ale Duhului Sfânt. Nu deveniți ruine. E la modă în ziua aceasta să se viziteze cetățile antice, cetățile medievale, dar văd oamenii numai niște ruine. Noi n-am fost chemați să fim ruine, noi am fost chemați să fim temple a Duhului Sfânt. De aceea fiți plini de Duh. Și un templu a Duhului Sfânt este un templu curat, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta. Că Dumnezeu din cer l-a trimis pe Domnul Iisus să ne curățească de orice păcat. Să venim la El, să ne mărturisim înaintea Lui, să căpătăm îndurare de la El. Și, dragii mei, nu uitați un lucru, să mergem acasă și să nu mai păcătuim, ci să ne rugăm în vremea aceasta mai mult ca oricând, să fii plin de Duh și viață. Doamne ajută! Amin. Amin.